la intrarea în parcarea subterană, fiecare șofer primește un tichet pe care aparatul înregistrează ora la care mașina a intrat. În momentul în care șoferul se întoarce în parcare, merge cu tichetul fie la un aparat electronic, fie la casierie, unde va achita o sumă de bani în funcție de timpul petrecut în parcare. La ieșire, tichetul trebuie introdus în aparat pentru ca bariera să se ridice, însă nu toți șoferii au aflat acest lucru. Și șoferii care au înțeles procedura ce trebuie urmată au avut dificultăți în a introduce tichetul la ieșire și s-au întins serios pentru a ajunge la aparat. Alți șoferi au fost luați prin surprindere de curba de 90 de grade de la ieșire și au avut nevoie de manevre în plus pentru a se încadra corespunzător. Vineri, în ziua dării în funcțiune, viceprimarul Mihail Genoiu spunea că, în timp, craiovenii se vor obișnui să folosească parcarea subterană. E puțin mai complicat cu automatele, cu datul restului, cu vizatul tichetului, cu timpul de așteptare care este limitat la 15 minute după ce ai făcut plata, ce se întâmplă după ce trec cele 15 minute. Și toate astea au fost testate și de asta am lăsat liber cetățenilor cele două zile ca să încerce să intre în parcare, să capete curaj, după aceea le învățăm pe toate. Toată lumea se va descurca foarte ușor în cel mai scurt timp. Parcarea are 619 locuri împărțite pe două niveluri, dintre care 52 sunt pentru motociclete.